Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la Adevăruri Ascunse. Sunt Cătălina Porumbel. Astăzi o să vorbim despre metoda 3-6-9. Foarte interesantă metoda. Dacă vrei să obții ceva de la viață, trebuie să aplici această metodă și imediat o să vedeți în ce constă. De asemenea, o să vorbim despre 5 zodii care se îmbogățesc în anul 2024. Deci atenție foarte mare și avem și rubricile noastre permanente. Leacul zilei, pilda zilei și vedem ce fac zodiile în săptămâna care urmează. Lidia Feciorul, bioenergoterapeut și maestrul Mihai Vorobchevici, numerolog. Bună seara! Ia să vedem, Lidioara, tu ne-ai învățat metoda cu cănuța, da. Cănița, da. Metoda 3-6-9. Mă rog, e o chestie care a fost virală pe internet mai mult, dar știi cum e, lumea încearcă. Noi toți încercăm. Acum, ți-am zis, important este să, dacă vrei bani mai mult, să și îl muncești mai mult, dacă vrei, că știi cum spune, nu se împiedică și nu greșește decât cel care stă în pat. Corect. Înțelegi? Dar dacă te-ai ridicat de pat, deja ai făcut un efort și te-ai ridicat. Dar dacă mai te duci la muncă, să știi că și... Că nici ce, tu ai chef să ieși din casă? Pe frigul acesta nu. Nici eu, nici Mihai. Nici noi avem chef. Dar trebuie. Când ne trebuie un bănuț pentru o nouă hăinuță. Așa. Ce este metoda de manifestare 3-6-9? Metoda de manifestare este un exercițiu. Are legătură cu spiritualitatea. 369 de zile are an. Dacă îl mulțim noi. Dacă îl mulțim noi. Așa. Dar nu este o treabă a spiritualității chestia asta. Ea a fost inventată de Tesla, dacă vă interesează, puteți să cotrobăiți acolo, în, că știți că Tesla, de fapt, a făcut foarte multe chestii și calcule legate de numerologie foarte strâns, legate foarte strâns de, în primul rând, de numerologie și, al doilea, era o chestie legată de univers. El s-a ghidat foarte mult după soare, după lună, după stele, după cum sunt așezate, după astrologie, practic. A fost un uriaș în istoria exact, omenirii. Exact. Zine de 3-6-9, deci vrem să ni se îndeplinească o dorință. Da, pentru a utiliza tehnica asta, este așa. Luăm un pix, o foaie de hârtie, adică un jurnal, de fapt, e mai bine, ca să aveți voi mai multe, așa, și să știți exact ce îți dorești și ce... Ce-ți dorești și cum să manifeste această dorință, stabilește obiectivul, o promovare, achiziționarea unei locuințe, mutarea într-un oraș nou, obținerea unui job, găsirea unui partener cu care să ai o relație sănătoasă, așa. Dar apropo de relații sănătoase, să știți că relațiile sănătoase nu sunt între cei care se aseamănă. Sunt între cei care nu se aseamănă. Pentru că ăia cresc, care nu se aseamănă. Că încep să se dezvolte unul pe celălalt, că începe să și acceptă unele chestii a celuilalt. Dar în momentul când te asemeni, îi te plictisești. Și asta o să vorbim în altă emisiune, cu plictiseala. Așa. Luăm drept exemplu. Am banii necesari pentru o vacanță în Grecia. Și scrii. Gândește cum îți dorești să întâmple, cum în capul tău îți faci planul. Îți faci planul de bătaie. Că se spune că sub căciula fiecăruia există un teatru atât de complicat că teatru adevărat este mic copil. Așa. Și notezi în jurnal, pe foaie, afirmație. De 3 ori dimineața, de 6 ori la amiază și de 9 ori seara. Asta înseamnă să n-ai serviciu, să știți. Ori vă purtați jurnalul cu voi. Așa. Pe măsură ce scrii intenția, folosește vizual și sentimentul că ai deja ceea ce îți dorești. Money, 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 money. O facem și noi. Da. Deci dimineața de 3 ori, după masă la prânz de 6 și seara de 9. Și scrie acolo.
am bani pentru vacanță în Grecia, am bani pentru... Dar să știți că eu cred că și e foarte important și dacă o gândim. E foarte important dacă o gândim. Numai dacă o gândim, nu trebuie să își scriem. Că până la urmă universul... Rămâne acolo, întipărită. E ca soarele, bre. Soarele nu știe cine e rău, cine e bun. El nu răsare pentru cineva anume. El răsare că răsare. Corect. Ai înțelege? Cam asta este. Așa. Am partener iubitor. Ce vreți voi? Sunt fericit, sunt recunoscător. Ce vreți voi aia scrieți? Bineînțeles, oricât de frumos ar fi dorințele voastre puse acolo și așa, să se îndeplinească, cum batem din palme, dar pentru că le-am notat. Deci exact ce spun. Nu pentru, doar pentru că le-am notat pe hârtie. Am scris, mi-a făcut lecția. E ca și cum ți-ai face o lecție, știi? A, am scris, gata. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Și nici nu contează cât de frumos scrieți. Am văzut un film, o chestie foarte mișto, arăta așa un P și un L. Și are un prieten doctor și spune-mi mie și rog și mie ce scrie aici. Deci că paracetamol. Așa și cred. Nu contează cât de frumos scrieți, contează cât de mult credeți voi în interiorul vostru, în acea afirmație. Și nu facem acest lucru odată și gata. Adică trebuie să ai, înțeleg, 33 de zile. Auzi, chestia în care asta sună, repeți. Sună exact ca ăla care scrie: dacă nu trimiți acest mesaj la 9 persoane, da, o să ai ghinion, nu știu ce. Înțeleg? Da, aici este și autosugestie, autoprogramare. Autoprogramare, în primul. Pentru că dacă te gândești o perioadă destul de lungă de timp, 33 de zile, e mai mult de o lună, eu da? Eu cred că asta e cel mai important lucru. Să-ți repeți de foarte multe ori. Că știi cum e, repeți, până transformi în ce rodul gândirii tale. Te și gândești, dacă tot scrii și dacă tot repeți, că nu știu, faci și o economie, nu? În sensul acesta, trebuie să mă duc în Grecia, în vacanța, deci e bine să pun deoparte niște bani. E un fel de autoprogramare până știi la urmă. Că până la urmă se va găsi cineva care îi va da bani pentru o vacanță grecă. Dacă vei spune 33 de zile cuiva acest lucru, sigur îți va da bani. Deci că, băi, ia banii și lasă-mă, du-te! Vei avea ajutor suplimentar. Exact, exact. Odată ce ai început manifestarea și ai mintea deschisă, trebuie să cauți și oportunitățile. Exact ce spuneam. Trebuie să-i spui la unul că îți dorești foarte tare, lui ăla îți facă milă și o să-ți dea bani. La unul, la una, depinde cu ce aveți la îndemână. Cât timp durează până vedem rezultatul? Ei, aici este cheia problemei. Trebuie să ne apucăm până la vară. 33, 66 sau 99 de zi. Așa. Nu există un răspuns concludent. Pe mi se pare normal, este ca și o ceai pe care scrie: și dacă îl beți, tot vă face bine. Nu, e o metodă ajutătoare. Uite, că, repede, suntem la început de an și oamenii cred că au niște planuri sau, mă rog, încep să-și contureze niște planuri. Știi pentru că, vară. La dorințe trebuie să ne dăm timp de gândire. Adică, mă, că 17 secunde mă gândesc eu la ce am scris acolo, de fiecare dată, că dacă am scris de 9 ori câte 17 secunde, de atât de timp, am mintea ocupată și nu mă gândesc la altceva. E un ajutor în plus. Un ajutor în plus. Deci, practic, dorința asta îmi ține mintea ocupată să nu am alte gânduri. Nu, putem încerca. Până la urmă, cum ziceai tu, rău nu face. Adică... Sigur. Manifestați răbdare. Răbdarea trece mare. Și dacă nu plecați anul ăsta în Grecia, plecați la anul sigur. E, or să plece, sigur, dacă își pun ei în cap și dacă găsesc normal variante. Deci, cine a mai fost să vă mai duci? Clar. Dacă n-a fost, nu să vă duci. Dar cine a fost să nu mai duci? Că ai văzut, arde focul, arde alea, pădurile alea, tot lumea tot să duci. Deci cam asta este cu această... Putem să o încercăm. ...dorință pe care, mă rog, i-au zis ei așa... 369. Și tu aveai metoda ta tot cu ceva scris. Știi că dorința este să o scriem pe foaia de frunza de dafin și să dăm frunzei foc și să-i dăm drumul în aer.
să plutească acolo, să se ducă în univers. Informația. Deci eu cred că dacă vrea Dumnezeu, că totul e la mâna lui Dumnezeu, nu există, eu nu cred. Da, și cu ajutorul nostru. Bă, Dumnezeu îți dă putere. Înțelegi? Eu nu ne bazăm doar pe Dumnezeu. Nu, dar Dumnezeu îți dă putere dacă Dumnezeu te îngăduie, pentru că chestia asta, spuneam, nu există plată fără răsplată. Dacă universul ăsta, hai să nu zicem Dumnezeu, că poate îi deranjă pe ăștia care spune că sunt atei. Da, poți să zici. Poate că îi deranjă pe ăștia care spune că sunt atei. Chiar dacă sunteți atei, acceptați că Dumnezeu există. Că voi nu credeți în el ăsta. Apropo de asta, fac o paranteză. Există studii care arată că peste la 90% din atei cred că există viața după moarte. Da cum? Foarte interesant. Această analiză. Eu ți-am zis că acum fiecare e liber să crede în ce vrea. Da. Doar că era interesant în context această analiză. Că a zis cineva, eu sunt ateu, eu nu cred în Dumnezeu. Și a zis, serios? Ok, vorbim peste un an de zile. Dar să-ți notezi ce ți se întâmplă într-un an de zile. Și a zis, aveți dreptate. Aveți dreptate. Și zice, am avut nenorocul. Și zic, tu crezi că nenorocul ăla, ce crezi că a fost? A fost o lecție a ta ca să înveți că atunci când trebuie să te bucuri, să fii darnic, să fii bun, să fii înțelept. Alea nu sunt, ăla e Dumnezeu din tine, mă. Dacă tu nu le aveai, nu le ai, de ce ceri de la alții? Nu cere, taci acolo, vezi de treaba ta. Corect. Înțelegi? Așa, cam astea sunt, dragii noștri. Puneți-vă cănițe, dați foc la frunze, faceți ce vreți voi. Mă, numai să fiți bogați. Vreau să fiți bogați și să fiți îndestulați și să aveți de toate, să dați la toți. Asta îmi doresc. E o probă simplă care poți să o faci. Să știi că în momentul când am pășit și eu pe astfel de drumuri, am vrut să mă convinc. Eu sunt Toma necredincios. Dacă am mers și vei, nu cred până nu văd. Și am zis, hai să încerc să vedem dacă mergi. Și era undeva până aprilie sau mai. Venisem de la o întrunire de asta, un simpozion, făcuse unul capul mare atât și eu visam acum că până pe 13 octombrie de ziua mea, trebuie să am 3.000 de dolari. Atunci era cu dolari, nu era cu euro. Și am făcut și ce a zis acum. Da, e un secret pe care eu l-am descoperit în a doua variantă. Tot ce încep să cer, încep cu cuvântul vreau. Da. Dacă n-ai spus vreau, mi-aș dori și eu cu tare. Sau dacă se poate până atunci, nu. Vreau ca până la 13 octombrie, mă rog, era 92-93, să am 3.000 de dolari. Inițial vreuse, am cerut, în cap aveam să cer 10.000. Zic, băi, e prea mult, nu vine. Și citesc chiar ce nu consum. Universul, banca universului e incomensurabilă. E un sac fără fund. Dorința ta primează. Ia-o din nou de la cap și formulează. Și am luat și am scris. În fiecare dimineață citeam 3, 6, 9. Am luat puțin să citesc. Că era o singură frază ce vroiam. N-am cerut mai multe. Din cauza asta am zis să-mi iau un singur lucru. Păi, a apărut o oportunitate de unde... Asta, vezi? Chiar de unde nu mă aștept. Și când? Cu, să zic așa, v-am mai spus eu, dar cam cu două săptămâni înainte. Până la întâi... De termenul limit. Da. Era sfârșitul septembrie, începutul octombrie. A sunat, știți... Ne place figura dumneavoastră că ați dat la un casting, nu știu ce, și am nevoie de figurație specială cu dumneavoastră. Dar nu am întrebat cât costă și nu știu ce. Când am luat banii pentru 3 zile alea de figurație, era exact suma. Incredibil. Deci era până în 13. Una e că era până în 13. Era aproape de 13 și fii atent. Era până, nu depășisem. Nu, nu. Aia e că până... Da, dar ce vreau să accentuez? E chestia că s-a întins
destul de mult, da? Păi s-a întins aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie. Tu înțelegi ce înseamnă, ce însemna chestia de răbdare și de a nu-ți pierde speranța? Păi nu mi-am pierdut-o. În fiecare zi parcă aveam alt tonus. Și mai trecea o zi, hai că mai am puțin, hai că mai am puțin, hai că mai am puțin. Da. Știi? Dar atâta încredere aveam în mine că nevastă mea zice, eu nu știu ce faci tu acolo. Dimineața cum te trezești, cu ochii în ala și bolborosește. Îți dau după ce se întâmplă, că până nu spun, nu spun. Da. Și când i-am explicat toate, s-a închinat și a zis, ba, mare putere ai și multă credință. Da? Dacă n-ai credință... Da, nu se întâmplă. Povestea cu sunt ateu e până îți dai cu ciocanul peste deci. Și atunci se aduce aminte că există Dumnezeu. Doamne, iartă-mă că n-am fost ateu. Mă gândeam la ala și l-am jurat. Da? Așa și cu Sfântul Petru, cu Templarul și cu Bețivul când au venit la poarta Raiului. V-a spus, nu? Nu. Nu de ce ține asta și după aia zodiile? Da. Erau... Poc, poc, la poarta răcine ești? Eu sunt Bețivă. Și cauți mai? Ce am venit la poarta? Și tu cine ești? Eu sunt Templarul. Da. Bețivule, tu intră la rai, tu Templarule, te duci la iad. Păi de ce, Doamne? Eu Templar am muncit, am făcut și coșuzi, ți-am trimis despre... Da, mă, dar de câte ori îți dădeai cu tezla peste deget? Nu pe mine mă jurai primul. Iar Bețivul, de câte ori îi dădea cineva după... Doamne, primește-l și pe ăsta, Doamne, ajută să mai bine. Ei, cam asta e ateii noștri.